Salutare, bine ați venit la Te România. Eu sunt Alex și astăzi jucăm Diablo 4. Acesta este în versiunea beta momentan și poți alege între barbar, sorcerer și rogue. Momentan necromasterul și druidul încă nu sunt valabile. Noi vom juca cu alegem rogue. Îl vom face bărbat. Cred că îl las alb. Putem customize. Cred că alegem așa. Pot să-l faci. Cred că așa e ok. Eye color. Ok, next. Hairstyle. Cred că așa. Facial hair. Să-l facem așa cu barbă. Ok, hair color. Cred că dark brown. Makeup. Asta arată interesant. Și punem și ceva cercei. Cred că am văzut ceva mai... Lăsăm așa. Și tatuaje pe corp. Că am văzut ceva ce mi se pare foarte interesant. Nu. Ar fi o chestie. Nu, asta cred că... Lăsăm așa. Și legem un... Cred că roșu ăsta e cel mai... Sau... Lăsăm negru. Îi punem... Keldothar numele. Start game. Alegem veteran. Accept and start. Și începem. Practic, rogue-ul e un fel de asasin din Diablo 2. Sau un fel de... A, nu știu că poate fi considerat Demon Hunter. Was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. Arată chiar bine din primele cadre. This is the story of their downfall. Din păcate, jocul va fi de-abia lansat în iunie, mi se pare că pe 6 iunie. Pentru cei ce au dat pre-order, au avut acces mai repede, dar pe 25 luna aceasta va fi un acces general la beta. Chiar dacă nu cumperi jocul, mi se pare că îl poți juca. Sau să-l încerci cel puțin. Okay,
zice calul. Oh, nu, ceva ne-a ucis calul. O să fac și un mai am un barbar, ce e levelul mai mare. Și o să fac un, dacă se merită să-l cumperi sau nu, un clip următor. Momentan vă arăt cum e la început și cum un fel de primă impresie, deși am mai jucat ieri când a fost lansat. Grafica arată bine pentru ARPG, textura, vedeți, pe piatră, cu apă și cu, chiar arată foarte bine copacii. I should find better shelter before I freeze. Hai să căutăm puteți da zoom mai aproape dacă vreți, dar îi recomandat să fie foarte mare, pe când barbarul hai să explorăm un pic pe aici. Am dat niște gold. Vă dați seama că între Diablo sunt spune Diablo 3 și Diablo 4. Foarte mult timp de la ultimul joc, excluzând Immortal. Hai să ajungem aici în orașul ăsta. Demons everywhere. Fangs in the dark. He bit me. Careful! He's a wild one! Interact. What's it to you? Oswen, hush! I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons! Spilling from the ruins! Kill us all! Kill us all! Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. There is evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Okay, I see my age. You are dangerous. Could you protect us from whatever is out there? We have nowhere else to turn. I'm gonna kill whatever's in those ruins before it gets the chance to kill me. Truly? Oh, thank you. Ne mergem acum spre niște ruine. Ok, am făcut și level. Asta poate să fie energie. Practic e un rogue.
ca în World of Warcraft. Tot. De fapt, nu e... Combo points. Ah, ok, uite, nu fugi încolo. Nu e copioare. Alegem un talent. Melee attack enemy dealing season increase 20%. Quick stab victim for damage and shift. Pinchery. Forceful arrow. Hai că alegem asta. Am intrat in abandoned halls. Mulți consideră că Diablo 4 va fi un joc monumental, cel puțin anul acesta. Misterios unde va merge, fiindcă clar Diablo 3 nu a fost primit atât de bine de jucători, chiar când seara am avut probleme cu Diablo 4, cu faptul că am fost deconectat de câteva ori, ai stat în queue foarte mult timp. Îmi place cu asta. Mai mult decât Barbaros, sincer. Captain, die! Bine să explorezi în acest joc, fiindcă poți găsi anumite cufere de iteme și de acolo este mult. Hai să o luăm pe unde trebuia să o luăm inițial. Ok. Pe aici trebuie să o luăm.
I need more time. Grafic chiar îmi place cum arată. Artistic vorbind, îi vai mai mult de Diablo 2 decât de Diablo 3. Nu știu ce mai greu. Acolo un pic pe aici, de poate mai găsim ceva. Nu e nimica. S-o iau pe aici. Cred că se aude mouse cu un clicoiesc, dar n-am ce să fac. N-au băgat achievement-uri? Cred că o să bagi mai încolo. Așa, pe aici. Hai că ne întoarcem înapoi și... Eu cred că asta o să fie clasa cu care o să joc. Deși și druidul sună important. Hai că avem de aici o healing line. Hai că mai explorez și aici. Nu știi niciodată ce poți găsi. Ne îndreptăm spre catacombe. Ce. E un boss, bă, boss. Așa, ieși afară. Cine trebuie să stai în spatele lui tot timpul? Are o mecanică simplă. Vine, dă damage. Am un dat sare. Yeah.
Să mergem mai departe, de fapt. Interact. Așa, am ieșit afară și trebuie să ne întoarcem în Nova Ship. E o chestie interesantă, ci că s-au inspirat pentru această zonă din munții Carpați. You've returned. Oare putem vinde noi? Oh, așa, nice. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly? Ha! By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. N-are bani și ne dă tocană. But we have hot stew, good company and... Stay for a pint. Până și accentul e... Wash out the taste of the stew. E... este european. We'd be honored if you'd join us. Our savior! Costă otrăvit. Așa, trebuie să plec măcar la români. Am văzut un corp și din gura lui ura a ieșit. Tatăl meu, așa ars copii. A, nu, ai pustit. A, uite un cățel. Vizual arată foarte bine. Îmi place cum arată, artistic e. I saw the weak make strong, a pack of lamb feasting on wood. There came a spear of light piercing heart. It was bound in chains for sleep. Are textura de aici textura de lumânări și de ceară și de sânge. By mother's blood, by mother's body,
So, shall you witness her glory? Niște crani. Before you die. Not ready yet. They're coming! The whole damned village! Get up! Get up! We have to fight our way out! There! Take them! Leave the light, Persephus. Oh, nice. So, all of you! Momentan încheie aici clipul, o să continui cu o parte a doua. Sper că v-a plăcut First Impression. Până data viitoare, salut!